Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți tot pe canalul Corel Construct. Dragii mei, astăzi începem, de fapt, încercăm să finalizăm traseul de instalație electrică. Vrem să dăm curent acestui voișor. Haideți să vă arăt că am fost la piață, ce am cumpărat. Ce am făcut? A trebuit să demontez această doză. Da, mi-am dat seama că da, am găurit-o acum. A trebuit să iau un tablou pentru că siguranțele nu aveam unde să le pun. Am luat doar generalul, o să-l pun în casă, adică, nu știu, dau un exemplu, plec în vacanță, generalul foișorului îl oprez din casă, aici am siguranțele decât pe linia de prize și becuri care pot să o întrerup de aici separat. Am luat un tablou de la Schneider, deci o să îl pun acolo în locul acelei doze și o să fac legăturile. Am luat și 35 de metri de cablu, 4, deci până la urmă am luat de 4 mm, 4x3 și becurile de la Philips, lumină naturală, lumină caldă, sincer nu-mi place, lumină rece, cea de 600K, nu-mi place, 6000K, mă scuzați, am luat la 4000, 4 becuri de la Philips care le voi pune acolo sus. Haideți să-i dăm bige, să ne băgăm la treabă, că acum și vine seara. Tabloul este finalizat. Da, acum am rămas cu puțin cu găurile astea, dar le voi face eu ceva. Acea doză era mai mare, deci este totul finalizat, inclusiv bara de nul. De nul, mă scuzați, de împământare. Acum va trebui să tragem acel conductor, unul din astea două, deci eu am trei, practic, trei țevi Copex, două le-am, poate unul rămâne liber și unul va fi de antenă, va trebui să-l trag cumva să ies afară de aici. Ok, haideți că încercăm să-l tragem. Am finalizat tragerea firelor, deci acum pot să spun că și foișorul este alimentat. Haideți să vă arăt un pic, dar avem mizerii pentru că aici este. Avem siguranțele 10 și 16, bara de nul, tot ce trebuie. Legăturile le-am făcut cu clasicele morsete. Generalul l-am pus în tablou electric pentru că am un tablou din acela de 36 de module sau 32, dacă nu mă înșel, în sufragerie, deci de acolo eu comand tot, afară, interior, exterior, etaj și așa mai departe. Deci generalul l-am pus în casă, nu este prezent aici, am dat exemplu dacă plec în vacanță, dacă plec undeva, dacă nu știu ce, nu am curent în foișor, aici este prezent. Sunt prezente decât două linii, linia de prize, linia de becuri și atât. De generalul îl opresc din casă separat. Deci am pus și capacul, tabloul este un Schneider, deci în regulă i-am pus și capacul pentru că ele inițial este de 4 module. Mă interesează, v-am zis că generalul îl am în casă. Ok, închis, frumos cum trebuie, îmi bag să fac curățenie. Aici am tensiune, priza este deja tensiune, în tensiune, întrerupătorul care acționează becurile în cuptor. Și nu în ultimul rând, avem și aici, deocamdată am izolat, trebuie să fac comandă, am zis că cele de la Vimar, le-am legat puțin așa ca să vă arăt cum funcționează. Deci asta este linia de prize și asta este întrerupătorul, mergeau și cu negru, am pus maro pe tot aia, adică practic este în tensiune și luminile sunt acționate. V-am zis, am optat pentru lumină naturală, 400K, este ok. A apărut încă ceva în decorarea mea, nu este ascuțită, este doar de design. Ok, cam asta este, mă bag să fac curățenie. Erau câteva controverse pe acest canal la începutul proiectului. Când am început să fac șanțurile pentru traseul de țeavă Copex, pregătirea de instalație electrică, alimentare foișor, mulți dintre dumneavoastră spunea că, nu știu, ajunge apă, umiditate, ce se întâmplă cu firele și așa mai departe. E bine, deci traseul de țeavă Copex și căminele are rolul doar de pasaj, deci trec pur și simplu, firele sunt de întreg, nu se întâmplă nimic, niciodată nu se fac legături în cămine. După cum vedeți, eu mai am din casă, care vine de la tablou electric, o grămadă de țevi Copex goale, care în viitor îmi pot servi, dar vedeți, eu am trecut pur și simplu de la foișor
până la tablou electric este acest fir, dar întregul în această parte este de la garaj, atelier. Cine mă urmărește știe, de la atelier, la fel, fir, dar întregul până la tablou electric, unde este generalul, la fel am siguranță în atelier pe priză și becuri, dar generalul este înăuntru. Adică dacă eu plec într-o vacanță, curentul îl opresc, în exterior nu există curent electric. Deci, per total, este în regulă cum am făcut. Haideți să fac curățenie, ne vedem peste puțin. Cam asta este, dragi prieteni, am făcut și curățenie până la, v-am zis, până la noi ordine, până ne gândim ceea ce vom pune pe acest blat, cât și pe jos. Cineva a întrebat dacă voi pune ceva pe jos, bineînțeles că vom pune ceva, am multe idei, am și idei pentru această margine ce voi pune la blat, dar rămâneți aproape de canal și cu siguranță vom găsi soluția cea mai bună și voi arăta și dumneavoastră. Cam asta este. Cam asta este, dragi prieteni, am zis, a fost ceva de muncă și astăzi, nu cine știe ce, dar pierdere de timp legatul firului și așa mai departe. Cineva a întrebat dacă vom pune ceva pe jos, bineînțeles că vom pune, nu ne-am gândit din acest aspect, voi zice, proiect finalizat parțial, deci atenție mare, parțial, va fi și testul de focuri. Că mulți dintre dumneavoastră a întrebat testul de foc, dacă vor să vadă cum, dacă trage și îl vom face cu siguranță. Rămâneți aproape de canal, ne vedem cu bine la următorul clip. Vă salut!